din toți pașii pe care îi presupune o producție de film, inclusiv partea asta de scriptwriting, care e procesul în care te simți cel mai bine? Toate. Toate. Asta e și minunat la meseria asta, mai ales dacă ești autor de cinema și faci și scenariu și, și regia. Toate. E o vorbă foarte bună a lui Robert Bresson, care spunea că filmul e despre niște morți și despre niște renașteri. Și filmul se naște prima dată în mintea cuiva și apoi moare pe hârtie. Se naște încă o dată la filmare și moare la montaj. Și pentru ultima oară se naște în mintea spectatorului, în sufletul spectatorului. Niciunul din procesele astea nu e mai puțin încărcat de bucurie decât celelalte. În momentul, dacă mă întrebi pe mine, în momentul în care scriu un scenariu, spun că ăla e cel mai, aceea e cea mai grozavă etapă. La filmare o să spun la fel, la montaj o să spun la fel. Singurul lucru care nu îmi place cu adevărat și nu găsesc nicio bucurie e finanțarea, e partea de finanțare a unui proiect. Și nici nu mă încântă foarte tare partea de promovare a unui proiect.